vedem din nou pe Romulus luptând, de data asta cu un adversar care a venit avizat de primul meci al campionului național și care oricum se prezintă mai bine, e mai proaspăt fizic. Este, cred că, ceea ce spuneai adineauri, experiența l-a făcut să abordeze lupta într-un alt stil, vedem cum se mai desfășoară atât de puternic. Nicu Dascălu, când a început să devină conștient pur și simplu de faptul că strategia într-o partidă îți poate aduce victoria, chiar dacă adversarul e mai titrat, cum era în cazul tău rușii pe care ai tot întâlnit de-a lungul carierei? Așa cum Romulus are un adversar foarte puternic, la fel pot spune că erau și rușii, dar repet, indiferent cât de puternici erau, psihicul meu era mult mai puternic și atunci dorința de a câștiga mă făcea să merg mai departe. Orice lovitură care o simțeam puternică pentru mine era o provocare, nu pot spune neapărat plăcere, dar era ceva care mă ambiționa și mai mult, să lupt și mai puternic, să dau tot ce pot, până când el va trebui să cedeze și nu eu. Înțelegem că a căutat Nicu Dascălu adversari mult mai puternici din toate punctele de vedere pentru a avansa? Întotdeauna mi-a plăcut să lupt cu cei puternici și să-i protejez pe cei slabi. Da, este un concept care se aplică peste tot în lumea civilizată, unde oamenii au o gândire normală, mai puțin în România. Întotdeauna când apare acest luptător de la Craiova, va face parte din lotul național pentru campionatele mondiale, presupun. El de câțiva ani, dacă vorbim de Florin Căldărușă, și de ceilalți pe care am mai nominalizat, ei de câțiva ani fac parte din lotul național și participă la campionatele internaționale. Am zis, este foarte, foarte talentat, vede foarte bine lucrurile și pentru sportivi cu experiență, dacă ei sunt foarte bine pregătiți în momentul competiției, atunci rezultatele sunt inevitabile. L-am fi așteptat cu nerăbdare și pe Alexander Babia să vină pe tatami. Se protejează cumva pentru toamnă, pentru competiția din toamnă? Nu e vorba de faptul că se protejează, el nu a avut timpul necesar să se pregătească pentru acest campionat. Bineînțeles că este favorit atât la europene cât și la mondiale datorită rezultatelor pe care le-a obținut în ultima perioadă și atunci a acordat mai multă prioritate facultății, a avut alte priorități, pot spune, pentru acest, adică în comparație cu acest campionat. Și este un băiat foarte deștept, care își cunoaște prioritățile în viață, clar că nu renunță la idealurile pe care le are, dar în același timp știe clar sau face un calcul în avantaje și dezavantaje și alege partea bună a lucrurilor. El n-a stat deoparte la acest campionat, după cum a observat, chiar a arbitrat, s-a implicat și a ajutat în desfășurarea acestui campionat. Ca să nu le spunem dezamăgiri, câteva puncte neatinse de unii dintre luptătorii pe care îi știm, pe care cunoaștem, luptătorii brașoveni, cine n-a confirmat de data asta? Nu pot spune că sunt luptători care n-au confirmat, din contră, toți cei care îi cunoaștem și au o valoare în Ashihara Karate, cu toții au urcat pe podium la acest campionat. Chiar am fost surprinși de anumite persoane la care nu ne așteptam să urce pe podium, dar totuși au făcut-o. Au făcut-o pentru că au fost atenți la colț, au comunicat cu antrenorul și ăsta este un lucru foarte important pentru sportivi, să înțeleagă că e important să țină legătura cu antrenorul și să asculte de sfaturile lui, pentru că antrenorul întotdeauna vede lucrurile foarte limpezi, el este în exterior, le vede de afară și îi poate spune ce decizii să ia în momentul luptei. Tot vorbim despre campionatele mondiale de la București. N-am să te întreb pentru ce a fost ales acest loc de desfășurare. Știm cu toții avantajele capitalei. Sperăm ca într-o zi și noi să avem aceste avantaje și să nu mai chemăm lumea din Europa să aterizeze la București. Poți să ne spui noutăți, să ne dai noutăți despre acest campionat mondial? Noutăți nu prea sunt, el se va desfășura oricum în 12-13 noiembrie. Invitația noi am trimis-o în Japonia, din Japonia pleacă către toate celelalte țări și rămâne să confirme fiecare cu participarea și numărul de concurenți plus stafful fiecarei țări.
iar noi să ne ocupăm de tot ce ține, transport, cazare, masă, organizarea în sală cu tot ce ține de sonorizare, tatami. Cazarea va fi la Ring Hotel. Este un hotel care a ajutat în sensul ăsta mai multe stiluri în organizarea campionatelor internaționale și faptul că avem acolo tot ce ne trebuie, că totul este compact, iar este un avantaj sau un motiv pentru care ținem acest campionat la București. Cu toții ne-am fi dorit să-l ținem la Brașov, ținând cont că Ashihara Karate a plecat din Brașov, dar nu sunt condițiile necesare, nu suntem siguri de sală deocamdată în perioada respectivă sau în perioada în care am vrut să organizăm. Probabil sala sporturilor se va reface de la cap la coadă și nefiind siguri de aceste detalii nu putem risca să chemăm atâtea delegații și să rămână doar să ne plimbăm în împrejurimea Brașovului. George a găsit următorul adversar, mult mai puternic, mult mai hotărât. Este un luptător puternic adversarul lui George și din fericire a reușit să încheie cu bine acest meci. În colț îl vedem în alb pe Gabi Partin, Dan Mătușa și el pe margine dând indicații. Cum se vede din ochiul antrenorului? Fiecare antrenor are stilul de a ține antrenamente, are strategia lui și vede luptătorul în diferite ipostaze, vede anumite calități la luptător. Dacă e un antrenor inteligent, atunci încearcă să dezvolte calitățile luptătorului. Dacă e un antrenor mai puțin inteligent și a fost poate un luptător bun, probabil se raportează la felul lui de a fi, la calitățile lui și încearcă să scoată din ei nu neapărat copii, ca să zic. Deci eu nu o să pot niciodată să scot mai mulți Nicu Dascălu, dar în schimb pot să scot un Vlad Bucșa, un George Bălan, adică ei pe ei, pentru că ei au calitățile lor, niciodată nu pot spune că ei au calitățile mele. Și de aceea un antrenor cu experiență întotdeauna va dezvolta calitățile luptătorului, pentru că fiecare trebuie să câștige prin felul lui de a fi. Vlad Bucșa se antrenează cu Petrică Bulgaru la Bran, unde au și un dojo al lor sau un loc în care vin să se antreneze nu numai pentru Ashihara Karate, ci și pentru K1. Cum le-a venit această idee, dacă poți să ne spun? Vlad este un personaj interesant și foarte entuziast. El chiar ne amuză de foarte multe ori prin copilăriile lui, pot spune așa. De foarte multe ori ne dorim cu toții să ne mai putem purta ca niște copii, pentru că ăla e entuziasmul care lipsește multor oameni din Europa. În Asia am găsit acest lucru. Pot spune că ideea le-a venit tot în momentul în care eram în Thailanda, în 2010, la începutul anului. Țineam legătura pe Messenger și m-a întrebat dacă le-aș permite să deschidă acest club la Bran. Bineînțeles că m-am bucurat să văd că vine din partea lor și ca un părinte iubitor, întotdeauna dacă copilul are intenții bune, e normal să-i menții entuziasmul în ceea ce își dorește să facă, pentru că întotdeauna au nevoie de acceptul părinților în general pentru a se putea apuca de treabă. În momentul în care ei și-au dorit acest lucru, le-am dat liber și pot spune că toată perioada cât am mai stat în Thailanda, de-abia așteptam sau trăiam cu un gând frumos că de-abia aștept să mă întorc în România să văd copila și să ne putem ocupa de ei, să-i putem crește așa cum ne place. Pe parcursul competiției, una dintre cele mai așteptate confruntări a fost și aceasta în care George se întâlnește cu Romulus. Da, aceasta este finala, dar din păcate pentru George, după cum am spus, a fost puțin dezavantajat, ținând cont de pauza scurtă pe care a avut-o între semifinală și finală. A fost un singur meci între aceste două lupte ale lui. Este de apreciat Romulus, pentru că are experiența foarte mare și pentru George a fost o onoare să lupte în finală cu Romulus, pentru că efectiv pe el îl și căuta în finală și vrea să se confrunte pentru locul 1. E foarte bine așa cum a ieșit și e de apreciat. Consider că ei se respectă foarte mult între ei, pentru că întotdeauna luptătorii, când ajung la același nivel, țin legătura și vorbesc cu mult drag unul cu celălalt. George
a surprins plăcut. Mai și spus-o, mi se pare că mergând așa va ajunge un foarte bun tehnician. Forța are, are un fizic care îl și ajută, un punct de greutate al corpului jos, foarte puternic și foarte decis. A avut și oameni în colț care îi spuneau cam tot timpul ce să facă. La ce te aștepți mai departe de la el? Îl vom vedea la campionatele mondiale? Eu am încredere foarte mare în George. Eu mă aștept de la el la ceea ce se așteaptă și el de la el, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să forțez deciziile oamenilor, niciodată nu mi-a plăcut să propun. Am așteptat ca ei să aibă inițiativă în ceea ce își doresc, să fie deschiși față de mine, să-mi spună ceea ce vor, iar eu să-i susțin și să-i îndrum cât de bine pot în acea direcție. Acest lucru se întâmplă cu George, mi-a plăcut entuziasmul și dorința lui de a participa și de a obține locul 1. Foarte sigur, foarte hotărât a plecat la drum, iar asta, după cum am spus și mai devreme, a ușurat munca oricărui antrenor. Gabi Partin se agită și el pe margine, mi-aduc aminte cum te agitai tu la Miercurea Ciuc pentru meciul de K1. Aici îi vedem îmbrățișându-se, salută antrenorii. Este până la urmă o formă de respect între ei și probabil că se vor mai întâlni pe parcursul competițiilor viitoare. Asta cu condiția ca ei să nu mai crească în greutate, să se întâlnească la aceeași categorie. Vedem aici un alt reprezentant de la clubul unde antrenezi și tu. Da, Cosmin are doar câteva luni de când practica și hara karate. E la fel de puternic, pot spune, s-a ocupat Gabi de pregătirea lui. Acum luptă cu un sportiv de la Pitești care are centură maro. Pare total ciudat ca și un sportiv de câteva luni să reușească să învingă un alt sportiv. Dar după cum știm, campionii se nasc și ceea ce vedem la orice campion, vedem acea atitudine de fair play, acel respect față de sine, față de cei din jur, față de tot ceea ce îl înconjoară. Și e chiar o plăcere să stai de vorbă cu astfel de oameni, e chiar o plăcere să ai prieteni astfel de oameni și e bine să-i ții aproape, pentru că sunt multe lucruri de învățat. Destul de rău în ring, se ține Sky de adversar, nu lasă să respire și are această lovitură de uppercut care pleacă de foarte multe ori. Cum a înțeles meciurile acestea Nicu Dascul de-a lungul carierei cu luptătorii Sky, de care nu poți să scapi, care nu te lasă să respiri și care intră în spațiul tău vital? Ce a aplicat atunci Nicu Dascul? Pot spune că niciodată n-am dat înapoi în luptă, probabil că eu eram un luptător Sky. Ce pot spune este că nu le-am dat prea multe ocazii să se poată desfășura și am fost tot timpul pe ei. Bineînțeles, am avut și eu ani în care n-am reușit să mă pregătesc atât de bine, datorită faptului că trebuia să alergăm după bani, să putem participa și pentru asta a trebuit să muncesc, poate noapte de noapte. Acest lucru s-a și văzut, probabil în cei 2 ani, 97-98, când am participat pur și simplu doar cu talentul și am ieșit înainte de semifinale. Dar întotdeauna am avut încrederea că dacă mă duc foarte